Deseori oamenii folosesc într-un mod nepotrivit cuvântul trântor și îl atribuie unor persoane prea comode sau chiar leneșe. Trântorul nu numai că îi revine cel mai important rol din stup, dar plătește și un preț pe care niciun om, fie el chiar și bărbat, nu ar fi dispus să-l plătească. După câștigarea trofeului, în perecherea cu regina virgină ieșită la nuntă, trântorele câștigător va muri pe măsură ce penisul său și țesutele abdominale legate vor fi rupte din corpul său în timpul perecherii. Dacă albinele lucrătoare, care sunt femele, sunt cele care aduc nectarul, polenul și fac cele mai multe activități din stup, iar regina este responsabilă de reproducție, albina care are aparatul reproductiv complet și matur asigurând funcția reproductivă, s-ar părea că trântorul nu mai face nimic în stup, dar lucrurile nu sunt chiar așa în stup, în colonia de albine. Iată câteva lucruri uimitoare despre trântorele. Masculul albină. Ochii trântorului sunt de două ori mai mari decât ale albinei lucrătoare și ale reginei, iar dimensiunea creierului este mai mare decât al albinelor lucrătoare și a reginei, aceasta având cel mai mic creier dintre albine. Poate că trântorul are ochii ageri și mai mult creier, tocmai ca să nu piardă din vedere pe regină și să fie unul din câștigători la împerechere cu o regină virgină. Trântorul provine dintr-un ou nefertilizat și are jumătate din cromozome unei albine muncitoare, adică 16 în loc de 32. Aceasta înseamnă că trântorul nu are tată, ci are un bunic, deoarece mama sa, regina, era dintr-un ou fertilizat. Acest sistem de reproducere este cunoscut sub numele de parteneogeneză. Parteneogeneza, acest lucru împreună cu faptul că regina se împerechează cu mai mulți trântori, ceea ce se numește poliandrie, sunt trăsături specifice care deosebesc albina de restul animalelor. De asta nu poate intra în legea zootehniei. Unii privesc atât de speriați acest lucru încât se tem ca nu cumva să vină golanii vecinului și să-i necinstească frumusețea și comoara lui de regină virgină. Teama aceasta este de parcă am fi încă în peșteră și ar trebui să ne păzim bine ca nu cumva să intre vecinul la femeia ta. Astăzi suntem în 2019, nu ar trebui alimentate asemenea fobii. Caracteristici ale albinelor ca poliandria și parteneogeneza puse sub un semnul unei discipline genetice riguroase, măcar registrul genealogic, adică certificatul din naștere în care sunt declarați mama și tata, și împreună cu împerecherea controlată sunt necesare pentru rentabilitate și performanță în apicultură.